organizația teritorială Ocnița a Asociației de Nevăzători, în cadrul conferinței de dare de seamă, a organizat și o activitate festivă dedicată celor 70 de ani de la fondarea Asociației de Nevăzători și Zilei Internaționale a Invalizilor. Președinta Organizației Teritoriale a Nevăzătorilor din Raion, Zinaida Șargu, a raportat detaliat despre toate cele realizate pe parcursul anului în cadrul asociației. Organizația noastră este o organizație obștească. Sarcina principală a președintelui organizației, a membrilor de birou, a comisiei de cenzori, ai conducătorilor de grupe din satele Raionului este de a susține membrii organizației prin diferite modalități, ca aceste persoane să simtă această protecție. La eveniment a fost prezent și vicepreședintele raionului Andrei Țopa. Stimați membri asociației, permiteți-vă să vă spun dumneavoastră la această destul de însemnată, dar în același moment este și o adunare deosebită. Pentru că pe parcursul activității am participat la mai multe manifestări, la mai multe întruniri, dar vreau să vă spun sincer, permanent, când mă aflu alături de dumneavoastră, reprezentanții Asociației Teritoriale a Nevăzătorilor, am niște emoții deosebite. În cadrul conferinței a fost oferită informație și adresate cuvinte de susținere și încurajare din partea Luciei Capmoale, specialist principal în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități. Mult stimată audiență, stimați membri ai Societății Persoanelor Nevăzătoare, permiteți-mi din partea Direcției Asistenței Sociale să vă aduc felicitări cu cea de-a 70-a aniversare a Societății Orbilor. Să vă dorim multă, multă sănătate, bucurii, să aveți bucurii și în familie. Cu un mesaj de salut către cei prezenți s-a adresat și Marina Capmoale, președinta Asociației de Invalizi din raionul Ocnița. În primul rând vreau să o felicit pe doamna președintă. O cunosc foarte de mult timp, deci o cunosc poate mai de mult decât toată lumea, din anul 1981. În calitate de contabil șef mi-a fost mie. Deci e o doamnă extraordinară, are o energie mai mult, pare mi se, decât noi toți care avem aici. Suntem, ea, știu de la dânsa că ea vă iubește, vă susține mereu să luptă pentru dumneavoastră. Deci asta e principalul. Deci e cu suflet, cu gândul e mereu la voi. Vreau să vă mulțumesc și că o stimați dumneavoastră în primul rând. Ieri ce probă stimeați pe dumneavoastră. Pe parcurs au răsunat și multe cuvinte de mulțumire în adresa doamnei Șargu pentru întrunirile organizate, grija și susținerea acordată și pentru maestria de a fi aproape cu sufletul față de toți cei la care lumina soarelui nu le veselește privirea. Din partea colectivului Orbilor vrem să-i mulțumim doamnei Zinaida Șargu că e ca o mamă pentru toți copiii orfani, pentru toți copiii orbi. Ea știe ne alătura de dânsa, ea știe de a avea grijă de noi și vrem din suflet să-i mulțumim foarte, foarte mult. Общество слепых у нас очень хороший руководитель, очень хороший, ну как наш председатель общества слепых Зинаида Федоровна. Большое вам благодарность от всех. Большое, вы очень большое внимание уделяете слепым людям. Вы много помогаете. Мы вам очень благодарны за это. Спасибо вам большое. Оценка отличная. Sărbătoarea asta de azi la noi e cu lacrimi pe obraz. Și vreau anume să ne închinăm în fața mamei bune, care este doamna Zinaida Fiodorovna. Să-i da Domnul sănătate, să o parte așa și mai departe. Îngeraș păzitor să-i fie de ajutor. Oameni buni, nu vă înlăturați, pe ordine ajutați, susțineți-i ca pe frați. Că ziua în amiază mare, scoateți orbii la cărare, că necazul este mare. Fii om, unde ai păși? Că avem o lege pe pământ, cum ai să dai, așa ai să primești. O viață întreagă cu asta în inimă ai să trăiești. Să fiți sănătoși! Sărbătoarea de azi pentru noi nu-i sărbătoare de veselie, dar în orice caz ne ținem cadența împreună cu cei care ne-au dat ajutor
și ne fac mese pline de bucate, să avem și noi în belșug de toate, să nu simțim greutățile și să fim de rând cu toți cei care merg în pas cu viața, să fim și noi alături. Vă mulțumim și vă felicit să ne trăiți mulți ani înainte, cu zâmbet pe față. Pentru toți cei prezenți la eveniment s-a organizat o masă de sărbătoare și de asemenea invitații au avut parte de un mic concert festiv prezentat cu mult drag de către membrii asociației. Organizația teritorială Ocnița a Asociației de Nevăzători întrunește 170 de persoane, dintre care 13 copii cu vârsta de până la 18 ani.